data trecută, duminica trecută, am zis că voi încerca să fiu telegrafic și mi s-a spus că nu am fost telegrafic, că 47 de minute nu poate însemna telegrafic. De data aceasta vreau nu doar să încerc să fiu telegrafic, vreau să reușesc să fiu telegrafic, adică să fiu succint și totuși, într-un timp mai scurt, să vă încurajez din cuvântul lui Dumnezeu. Nu am continuat la următorul pasaj din Isaia și am mers înapoi, călătorim înapoi în timp, mai mult decât dacă am fi fost în Isaia 62 și 63, pentru că ceea ce urmează în Isaia este un portret al Domnului Iisus Hristos extrem de sângeros. Avem mai multe portrete sângeroase în Isaia Domnului Iisus Hristos, cum ar fi cel din Isaia 53, doar că în Isaia 53 este un portret sângeros cu care toți suntem obișnuiți, pentru că sângele este sângele mielului, este sângele Mântuitorului. El este străpuns și el sângerează pentru păcatele noastre și toți putem cu ușurință să privim o asemenea imagine, un asemenea tablou, să fim de acord cu el, dar în Isaia 62 și 63 vedem pe Mesia, vedem pe Mântuitorul acesta, care înainte era acoperit în sângele lui, acum acoperit în sângele lumii. Și sincer, privind la acest pasaj și pregătindu-mă ca să predic din el, nu m-am simțit pregătit. M-am simțit prea slab ca să mă uit la acea zi groaznică de judecată împreună cu dumneavoastră și am vrut să mergem înapoi în Isaia 9 și să vedem din nou promisiunea lui Dumnezeu nu doar de a judeca, dar în primul rând de a mântui. Pentru că aceasta avem noi nevoie. Avem nevoie să fim mântuiți. Avem nevoie ca să fim izbăviți. Avem nevoie de o speranță, pentru că cei mai mulți dintre noi, fie că realizăm sau nu și cred că realizăm, ne aflăm în această stare care o vedem descrisă chiar din prima frază, din prima propoziție din textul nostru, și anume în întuneric și în necaz. Este așa că viața noastră, dacă ar fi să o catalogăm, dacă ar fi să ne uităm peste ea, este un șir lung de necazuri și de când în când mai este câte o bucurie, de când în când mai vine câte un moment de repaus. Dar în general, viața este plină de necaz. Nu ne dăm seama în tinerețea noastră, până la 18, 19, 20 ceva de ani, avem foarte multe lani, foarte multă energie și totul pare frumos și fericit și după aia începe viața. Și ne dăm seama că viața este plină de necaz. Și lumea aceasta este foarte întunecoasă. Și aceste două cuvinte folosite, de fapt, descriu aceeași stare, acea stare de frică, de disperare, datorită mediului în care ne aflăm, datorită încercărilor prin care trecem. Și evident că aici, în mod deosebit, se vorbea poporul Israel și problemelor prin care ei treceau și dacă un popor a trecut prin întuneric și necaz, acela este poporul Israel. Și astăzi este un popor care trece prin necaz și trece prin întuneric. Dar de asemenea și noi, în mod personal, experimentăm. Și fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, ne este frică de necaz și ne este frică de întuneric. Fiecare dintre noi ne culcăm cu o frică că mâine s-ar putea întâmpla ceva. Deși Mântuitorul ne-a spus să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, noi nu putem să ne îngrijorăm. Avem acele momente când nu ne mai putem distrage atenția prin munca noastră, prin activitățile noastre, prin divertismentul nostru și ne ia acel gând, ne cuprinde acel gând. Ce s-ar întâmpla dacă? Ce s-ar întâmpla dacă cei dragi ai mei ar muri? Ce s-ar întâmpla dacă mi-aș pierde serviciul? Ce s-ar întâmpla cu noi dacă ar muri copilul? Ce s-ar întâmpla cu noi dacă m-ar părăsi soția? Ce s-ar întâmpla cu noi, etc., etc. Fiecare dintre noi avem o frică sau mai multe frici care ne cuprind, ne înfioară și toată viața ne-o petrecem încercând să nu ne gândim la lucrurile acestea. Da? Cele mai elementare fiind, de exemplu, ce s-ar întâmpla dacă mâine aș muri. Toată viața este o goană, o alergare, să încercăm să nu ne gândim la lucrurile acestea. Să încercăm să nu deschidem ochii, să ne dăm seama că suntem în beznă, că suntem în întuneric. Și întunericul ne înfioară pe toți, nu este așa? De aceea, de exemplu, acasă și când ne culcăm, poate punem o mică lumină, o lampă care o punem într-o priză să fie un pic de lumină. Ieri discutam cu fratele
Călin despre acest aspect și el zicea: nu pot ca să dorm seara, că este prea întuneric în dormitor. Am nevoie de un pic de lumină. Și am zis: cum să nu poți să dormi pe întuneric? Trebuie să fie întuneric ca să dormi. Și tu n-ai lumină în dormitor. Și eu am zis: nu am, dar n-a fost total adevărat. Am și o lumină, o mică luminiță, dar o țin sub pat, încât să nu mă deranjeze la ochi, dar când mă trezesc și vreau să pășesc din pat, picioarele mele, pașii mei să fie iluminați. Da? Pentru că este un lucru înfiorător să trezești și să fie beznă. Și să nu poți să găsești lumina, nu este așa? Cum ar fi, de exemplu, dacă te-ai trezit în mijlocul nopții și tu cam știi unde este întrerupătorul și te duce și ai deschide, ai dat drumul la lumină și n-ar fi lumină. Te duci în următoarea cameră și n-ar fi lumină. Nu vă închipuiți cam ce considerăm noi că este întuneric, adică totuși mai este un pic de lumină de la lună, un pic de lumină de la un beculeț în casă, ci beznă totală. Cum ar fi într-o dimineață să deschizi ochii și să nu vezi nimic, să fie negru? Te-ar înspăimânta, nu este așa? Și la toți ne este frică de lucrul acesta. Unii poate chiar avem o frică de această posibilitate, că s-ar putea să orbim, da? Să avem un accident, să se întâmplă ceva și să orbim. Eu realizez de posibilitatea aceasta când tot la un an sau doi mă duc la medic și îmi tot crește dioptria, da? Îmi dau seama că în ritmul ăsta, la un moment dat, ajung să nu mai văd nimică, da? Și trendul nu este bun, este negativ. Adevărul este că suntem înspăimântați de această realitate, de această posibilitate, că s-ar putea să sfârșim și să rămânem în necaz și în întuneric. Care este speranța celor care se află în întuneric și necaz, adică a noastră? Care ar fi trebuit să fie speranța poporului Israel, care s-a aflat în exil după exil, în robie după robie? Care ar trebui să fie speranța oricărui om care deschide ochii și realizează că în jurul lui este beznă, că în jurul lui este întuneric? Care ar trebui să fie speranța ta dacă mâine acel necaz de care te-ai temut toată viața devine o realitate? Acea tragedie care ți-ai spus în adâncul inimii tale: dacă se întâmplă lucrul acesta, eu nu rezist. Eu nu fac față. Pot face față la mult, la multe probleme, la mult stres, la multe incidente, dar dacă lucrul acesta s-ar întâmpla, nu mai rezist. Care va fi speranța ta când se întâmplă acel lucru? Dacă mâine s-ar întâmpla acel lucru, dacă mâine ar fi cea mai întunecoasă zi din viața ta, care ar fi speranța ta? Și Isaia vine și ne spune că există o speranță, că totuși avem o speranță. Chiar în întuneric, chiar dacă am trecut prin necaz, există o speranță. Totuși, nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. Ne spune că speranța noastră este că întunericul va fi dat la o parte, necazurile noastre vor dispărea și starea aceasta în care ne aflăm acum nu este una permanentă, ci ne așteaptă o zi în care nu va mai fi nici întuneric și nici necaz. De ce? Ne explică Isaia de ce aceasta este speranța noastră în următoarea frază, unde ne arată care este modul de operare, modus operandi a lui Dumnezeu, felul în care funcționează Dumnezeu. Ne arată care este tiparul divin al lui Dumnezeu. Ceea ce se adeverește de la începutul istoriei și astăzi, că Dumnezeu întotdeauna lucrează așa și că va lucra așa. După cum în trecut el a făcut de rușine ținutul lui Zebulon și ținutul lui Neftali, tot așa în viitor el va acoperi de glorie Galileea neamurilor. Trebuie să reținem acest mod de operare, acest tipar care ne-l prezintă Isaia și îl putem sumariza luând cele din tâi fraze din ambele propoziții. După cum în trecut, tot așa în viitor. După cum în trecut Dumnezeu a intervenit și a salvat și a mântuit și prin brațul său puternic și-a mântuit poporul din robie, din subjugare, din necaz, tot așa și în viitor el va face lucrul acesta. Și cu atât mai mult noi astăzi putem să privim în spate la cel mai glorios eveniment de intervenție a lui Dumnezeu, la crucea Domnului nostru Iisus Hristos, și când ne aflăm în necaz, când ne aflăm în întuneric, să privim înapoi și să spunem: după cum în trecut, tot așa și în viitor.
Dacă El a intervenit în trecut ca să ne mântuiască, cu siguranță nu ne va lăsa în această stare. Dacă El a intervenit în trecut prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cu siguranță viitorul nostru nu poate fi întuneric și necaz. Și în fiecare zi când dau de un nou necaz și de o beznă mai mare și de probleme mai mari și sunt gata să zic gata, nu mai rezist, nu mai pot, nu mai am nicio speranță, trebuie să mă uit la tiparul acesta divin de a lucra, la modul de operare a lui Dumnezeu și a spune, după cum în trecut a intervenit, cu siguranță va interveni în viitor. Și știm că intervenția finală nu este alta decât revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, în care orice întuneric și orice necaz și orice suferință, dar și orice păcat și nelegiuire vor fi zdrobite, vor fi date la o parte. Ca tare, de fiecare dată când mă aflu în această stare de disperare, când zic nu mai pot, nu mai rezist, nu mai fac față la întunericul din jurul meu, nu mai fac față la necazurile care vin în viața mea, la încercările cu care mă confrunt, mi-amintesc că după cum în trecut Dumnezeu a intervenit și am dovada dragostei Lui și intervenției Lui pentru izbăvirea poporului Său în Mântuitorul trimis de El, ca să moară pentru păcatele noastre, pentru păcatele celor ce se încred în El, tot așa în viitor El va interveni. Tot așa în viitor El promite victoria. Este, până la urmă, o problemă de perspectivă. Și Isaia ne invită ca să ne uităm la trei perspective diferite. Două dintre ele sunt explicite în felul în care este scris acest pasaj și una este implicită. Cele trei perspective care trebuie să le avem în mintea noastră când traversăm întunericul acestei lumi, când traversăm necazul care este în viața noastră, este perspectiva istorică, perspectiva profetică și perspectiva personală. Perspectiva istorică în acest pasaj se referă la Israel, la felul în care Israel a fost izbăvit în trecut. Și vedem lucrul acesta pentru că Isaia vorbește la timpul trecut. Ni se spune că s-a văzut o mare lumină și a strălucit o lumină. După cum în trecut lucrurile acestea s-au întâmplat. El se referă la diferite momente în istoria poporului Israel în care ei au fost mântuiți și mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu a fost prezentă. De exemplu, la ieșirea lor din Egipt. Sau, menționat aici, este izbăvirea lor din mâna asirienilor, când asirienii au intrat și au asediat teritoriul poporului Israel și la un moment dat există o luptă, puteți citi în Judecători capitolul 7, dacă nu greșesc, despre aceste evenimente și Dumnezeu i-a izbăvit din aceste necazuri. Isaia ne invită să vedem că mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, lumina în mijlocul întunericului este prezentă în toată istoria poporului Său. Și lucrul acesta este adevărat și pentru noi. Putem să privim în trecut și să vedem că Dumnezeu în cele mai adânci nopți a fost prezent, a fost lumină în bezna nopții. A fost prezent acolo ca să scoată pe poporul Său din necaz. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la perspectiva profetică, care pentru ei nu însemna altceva decât că Dumnezeu va interveni din nou. Adică nu va mai fi întuneric. Acum este întuneric, dar știu că nu va mai fi. Mi se spune că tot așa în viitor lucrurile se vor schimba. Tot așa cum în trecut Dumnezeu a intervenit, în viitor El va interveni. Și ei trebuiau să privească în mod profetic, în viitor, la Domnul Iisus Hristos, la Mesia cel promis. Și vom vedea imediat în versetul 6 că din nou Mântuitorul este promis. Și până aici Isaia deja l-a promis. Vedem, dacă mergem în spate, în capitolul 7, că se promite nașterea Mântuitorului printr-o fecioară, care este de neînțeles cum este posibil așa ceva. Și toată cartea Isaia creionează pentru noi un tablou acestui mântuitor misterios, inexplicabil, care are un caracter și o natură precum n-a mai avut nimeni altcineva. Și ei trebuiau acum să privească în urmă
și să zică Dumnezeu a intervenit. Și apoi să privească înspre viitor și să spună Dumnezeu a primit, Dumnezeu a promis un mântuitor. Dumnezeu a promis un Mesia. Dumnezeu a promis că El va trimite pe Cel care ne va izbăvi. De asemenea, noi trebuie ca să privim în perspectiva profetică și în cea istorică. Privim în spate și vedem crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Privim în spate și vedem felul în care Dumnezeu ne-a izbăvit din necaz după necaz de fiecare dată. Vedem cum El nu ne-a lăsat niciodată în întuneric. Vedem cum atunci când am crezut că nu mai putem înainta, El este Cel care ne-a ridicat. Vedem că atunci când am crezut că nu mai este nicio speranță, El ne-a dat o speranță. Și acea speranță supremă s-a manifestat în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în același timp trebuie ca să ne uităm prin perspectiva profetică în viitor. Să nu credem că crucea este ceva care s-a întâmplat și atât. Crucea s-a întâmplat să ne dovedească că El va reveni. De ce? Pentru că crucea nu este finalul istoriei. Învierea este finalul. Și la înviere El ne-a spus că mă duc să vă pregătesc un locaș, dar voi reveni pentru voi. Ca atare noi profetic, prin credință, privim spre revenirea Mântuitorului. La fel ca și poporul Israel din vechime, care privea în viitor și aștepta un Mântuitor, noi așteptăm revenirea acelui Mântuitor. Ne așteptăm ca să vină și să completeze, să finalizeze lucrarea care a început-o. Promisiunea care a făcut-o și pentru care a plătit, a achitat, a garantat prin sângele Său, urmează să fie instaurată. Și noi privim în viitor și spunem, așteptăm acea zi. Spunem că așteptăm prin credință revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. A treia perspectivă este perspectiva personală. Și aceasta este implicită. Perspectiva istorică și profetică sunt într-un fel abstracte și sunt obiective. Ele sunt adevărate că le crezi sau că nu le crezi. Lucrurile acestea s-au întâmplat, fie că este vorba de poporul Israel sau fie că este vorba de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și promisiunile Scripturii, de exemplu despre revenirea Mântuitorului, despre ziua judecății, despre instaurarea finală a împărăției Lui, sunt adevărate în mod obiectiv. Dar dacă nu sunt personal adevărat, dacă nu sunt subiectiv atribuite ție, nu sunt de nicio valoare pentru tine. Dacă tu nu le crezi, dacă tu nu le vezi, dacă tu nu știi ca să privești în spate prin credință, la crucea Domnului nostru Iisus Hristos, la intervențiile de-a lungul istoriei în viața poporului Său, să privești în față prin credință, la revenirea Lui, aceste lucruri nu te ajută cu nimic. Rămâi în aceeași beznă, în același întuneric, în același necaz. Și ceea ce te așteaptă pe tine este un necaz și mai mare. Și o beznă și mai mare, un întuneric și mai mare. Așa că trebuie ca să privești aceste realități prin perspectiva personală. Trebuie să vezi că ele te vizează pe tine. Trebuie să înțelegi că tu trebuie să le consideri adevărate. Că tu trebuie să crezi în ele. Că tu trebuie să privești în urmă spre crucea Domnului nostru Iisus Hristos și în viitor spre revenirea Lui. Apoi, priviți de la versetul 3, victoria promisă. Tu ai înmulțit neamul și ai făcut să crească, să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea ta, cum se bucură niște oameni la seceriș și cum se bucură cei care împart o pradă. Fiindcă jugul ce apăsa, drugul de pe umerii lor și toiagul asupritorului lor le-a zdrobit tu, ca în ziua înfrângerii lui Midian. Putem vedea patru aspecte a victoriei promise. Ce se va întâmpla când această victorie promisă se realizează? În primul rând, vedem un popor mic care devine mare. Știm toți, din Sfintele Scripturi, că Dumnezeu, la un moment dat, când se ceartă cu poporul Său, le reproșează spunându-le, știți că nu v-am ales pentru că ați fost cei mai numeroși. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna, fie că vorbim de Vechiul Testament și de poporul Israel, fie că vorbim în cele din urmă de biserica Lui, din noul legământ, a fost un popor mic. Faptul că astăzi cei care se declară creștini sunt foarte mulți, nu înseamnă că aceasta este cu adevărat biserica lui Hristos.
Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a fost o turmă mică. A fost o turmă mică. Dar finalul poporului Dumnezeu nu este de un popor mic. Dacă vă uitați în Apocalipsa, veți vedea că atunci când ajungem la finalul istoriei și când privim peste poporul lui Dumnezeu, este o gloată care nu poate fi numărată. Cu oameni din toate popoarele, de toate culorile și de toate limbile și de toate etniile. O gloată care nu poate fi numărată. Poporul lui Dumnezeu, deși în istorie întotdeauna este un popor mic, el nu rămâne un popor mic. Tu ai înmulțit poporul sau ai înmulțit neamul și a făcut lucrul acesta pentru că dintr-un popor mic etnic a creat un popor din toate neamurile lumii prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Un popor mic devine un popor mare. Un popor care este nesemnificativ devine punctul focal al existenței, a ceea ce înseamnă istoria noastră, pentru că ei sunt acum poporul Domnului Iisus Hristos. Și pentru că El este stăpân pe întreg universul, iar noi suntem poporul Lui, mireasa Lui, într-un popor care nici măcar nu era semnificativ, istoric vorbind, poporul lui Dumnezeu devine un popor important și un popor mare. În al doilea rând, un popor trist devine un popor bucuros. Cum ziceam, dacă un popor în istoria aceasta a trecut prin necaz și prin suferință și prin tristețe, acela a fost poporul Israel. Și Dumnezeu promite că starea de suferință nu va fi starea finală, ci poporul se va bucura. Ei se bucură înaintea ta și priviți bucuria lor extraordinară, cum se bucură niște oameni la seceriș. Acum, pentru noi, ideea aceasta de seceriș în legătură cu bucuria nu are foarte multă semnificație, pentru că noi mergem la Lidl sau la Kaufland și ne luăm pâinea de acolo și nu mai contează. Dar pentru ei, secerișul era momentul în care știau că au hrană pentru anul acela care urmează, în care știau că Dumnezeu a purtat de grijă, în care știau că nu vor muri de foame. Este cum ar fi dacă, de exemplu, ți-ai luat salariul numai o dată pe an. Ai ști, uite, pe data de 30 iunie, iei salariul pe tot an. Și aștepți tot anul să vină 30 iunie, pentru că se termină banii de anul trecut. Și ajungi în 30 iunie și aștepți să vezi dacă îți dă șeful ceva. Că dacă nu-ți dă, tu vei muri de foame. Secerișul pentru ei, când era un belșug de seceriș, asta însemna supraviețuire. Și aici este vorba de un seceriș evident care este plin, un seceriș care abundă, un seceriș care trece de cele necesare și ajunge în belșug. Și cum se bucură cei ce împart o pradă? Prada aici poate avea două semnificații, fie că este vorba de prada de război sau de prada de vânătoare. Niște oameni care primesc ceva, fie prin război, fie prin vânătoare, care și-au dorit foarte mult și împart acele bunuri. Acum nu știu dacă ați fost vreodată la vânătoare sau dacă ați discutat și cu cineva pasionat de vânătoare, dar pentru ei, ca să reușească să prindă ursul sau mistrețul sau ce o fi, este cea mai mare bucurie posibilă. Cumnatul meu este pasionat de vânătoare și acum și-a dat examenul ca să ia carnetul sau permisul, sau cum îi zice, ca să fie vânător. Încă nici nu are pușcă, nu are toate cele necesare, dar non-stop despre asta discută. Este pasiunea lui. Se uită la videouri pe YouTube, cum alții merg la vânătoare. A luat o cameră video care a pus-o pe un copac și merge în pădure să înregistreze cum se mișcă porcii prin pădure, să știe unde să-i vâneze. Da? Și când va veni ziua, când în sfârșit va putea ca să bucure de prada vânătorii, va fi poate cea mai bucuroasă zi din anul acesta. Da? No, pentru noi, noi nu ne putem da seama ce înseamnă lucrul acesta, să stai flămând în pădure, să aștepți ca să treacă căprioara și să sper că o țintești cu săgeata, nu cu pușca. Și după aia, când ai țintit-o și a murit, să o poți ca să o tai, să o împarți la cei care sunt cu tine, poate la neamurile tale, și să știi, săptămâna asta nu murim de foame. Pentru că noi mergem la Kaufland și ne luăm direct de acolo grătarul. Dar pentru ei, ideea aceasta de pradă în urma vânătorii era un moment extraordinar de bucuros. Și Dumnezeu spune, ei se bucură înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu, cum se bucură niște oameni la seceriș și cum se bucură cei care împart o pradă.
Victoria aceasta promisă va aduce o bucurie extraordinară în poporul lui Dumnezeu. Și poporul acesta, care trece prin întristare și prin suferință, care descrie și biserica lui astăzi, devine un popor bucuros. În al treilea rând, un popor înrobit devine un popor liber. Fiindcă jugul ce apasă și drugul de pe umerii lor și toiagul asupritorului lor le-ai zdrobit tu. Toți dușmanii sunt învinși. Toate jugurile care apasă poporul lui Dumnezeu sunt date la o parte. Acum, ce reprezintă jugul și ce reprezintă asupritorul? Pe în contextul acesta, ei aveau un jug și o asuprire imediată, da? Istorică. Oameni în jurul lor care căutau să-i asuprească. Dar problema noastră, știm foarte bine, că merge dincolo de dușmanii din lumea aceasta. Noi știm că jugul care îl purtăm fiecare este păcatul. Și noi știm că asupritorul care este stăpân peste fiecare om, în mod natural, este Satan. Și că omul are nevoie ca jugul acesta să fie ridicat și asupritorul acesta să fie nimicit. Și poporul lui Dumnezeu este acel popor care nu se mai află sub acest jug și care nu mai se teme de acest asupritor. Și în acea zi, când victoria este realizată pe deplin, adică la revenirea Domnului Iisus Hristos, nicio urmă a acestui jug nu va mai rămâne. Și știm că Satan și cu toți demonii vor fi aruncați în lacul de foc, de unde nu vor mai putea scăpa. Un popor în robie devine un popor liber, un popor care nu mai are niciun dușman, nici în afară, dar nici în lăuntrul lor. În al patrulea rând, un popor în război, în sfârșit, primește pace. Un popor care tot timpul s-a aflat în bătălie după bătălie, în luptă după luptă. Și imaginez că vă uitați la mine și spuneți, frate, dar asta este și viața mea. Luptă după luptă, bătălie după bătălie. În sfârșit, în acea zi, va fi victorie. Versetul 5. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășarea luptei și orice haină tăvălită în sânge, adică tot ceea ce reprezintă războiul și lupta, va fi ars și va deveni hrană pentru foc. De ce? Pentru că nu va mai fi posibil ca să fie război, pentru că nu va mai fi posibil ca să fie luptă, va fi o pace finală, o pace definitivă. Toate armele și toate hainele și echipamentele care sunt menite pentru război, care sunt menite pentru sângerare, pentru luptă, vor fi nimicite. Pentru că în acea zi, acest popor care a fost prins de război și de luptă, primește o pace definitivă. Apoi la versetul 6, până la versetul 7, în versetul 6, de fapt, ne este descris împăratul care va face această lucrare. Înțelegem că dacă poporul lui Dumnezeu va ajunge să aibă această victorie, ei au nevoie de un împărat. Au nevoie de un lider, au nevoie de cineva care să-i izbăvească. Și ni se spune cine este acest împărat. Cine este împăratul care va realiza toate aceste lucrări? Care va îndeplini toate aceste promisiuni? Ni se spune că există un copil promis. Și știm că din primele momente ale istoriei umane, după ce Adam și cu Eva au căzut în păcat și au plonjat toată umanitatea în păcat, toată umanitatea așteaptă un copil. Pentru că li s-a promis că prin sămânța femeii va veni cel care va zdrobi capul șarpelui și ne va scoate de sub robia păcatului. Căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat. Ni s-a dat în primul rând care este natura acestui copil promis. Sau mai bine spus, care sunt naturile acestui copil. Pentru că este singurul copil din istoria umanității care, deși este o singură persoană, are două naturi. Prin faptul că ni se spune că a fost născut, ni se arată că el este uman, el este om. În toate ca și noi, dar fără păcat, ne spune Scriptura. El este fiul lui Maria, dar nu și al lui Iosif. El este în toate om, dar născut precum nu este niciun alt copil. Pentru că el nu vine din sămânța lui Iosif, sau mai bine spus, din sămânța lui Adam, ci el vine printr-o lucrare supranaturală, ne arată Scriptura, o descrie ca și faptul că Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și el este născut din natură umană, dar necorupt de sămânța
păcatului. Aspectul acesta este relatat nouă în versetul 6 prin faptul că ne spune că el a fost născut, dar apoi ne spune că ni s-a dat un fiu. Este o natură divină prezentă, cele două naturi prezente în aceeași persoană. Omul Iisus Hristos, în totalitate om, dar fără păcat, și în totalitate Fiul veșnic, adică divin, Fiul lui Dumnezeu. Al doilea rând, ni se spune că acest copil, acest om, care este distinct de toți alți oamenii, are niște caracteristici extrem de stranii. Autoritatea sau guvernarea va sta pe umerii săi. Ni se spune că acest copil este suveran. Acest copil este cel care are toată autoritatea. Că el este cel care decide tot ceea ce urmează să se întâmple. Se spune că el, în al treilea rând, el este sfetnic minunat. Sfetnicul este cel care sfătuiește împăratul. Și împăratul este Dumnezeu. Creatorul este Dumnezeu. Suveranul lumii este Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu nu se sfătuiește cu nimeni. Că El n-a întrebat pe nimeni când a făcut lumea aceasta. Că El nu se consultă cu nimeni în afara Lui atunci când ia decizii în universul acesta. Dar copilul acesta promis este sfetnic minunat. El este sfătuitorul lui Dumnezeu. El este cel cu care Dumnezeu ia deciziile împreună. Pentru că El este Dumnezeu. Mi se spune că El este Dumnezeu puternic. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Toată Biblia are scopul să facă această distinție, diferența între Dumnezeu și om. Că Dumnezeu nu este ca și omul, că Dumnezeu nu este creat, că Dumnezeu este total distinct de om. Și aici ni se spune de acest copil că El este Dumnezeu puternic. De exemplu, Osea 11:9, Dumnezeu spune, Eu sunt Dumnezeu și nu un om. Dar aici se întâmplă o minune care nu putem explica. Dumnezeul adevărat, Fiul Etern, a doua persoană a Trinității, devine om. El este Dumnezeu puternic și în același timp, El este copilul care s-a născut. El nu este doar Fiu, dar ni se spune că El este Tată veșnic. În același timp, El este Fiul veșnic, pentru că din veșnicie El este Fiul lui Dumnezeu. Niciodată n-a fost un timp în care n-a existat, și totuși, în relația care o are în Trinitate, El este Fiul. În relație cu Tatăl, El are rolul acesta de Fiu și El este veșnic. Dar în același timp se spune că El este Tatăl veșnic. De ce? Pentru că El este Cel care ne dă naștere nouă. Și noi cei născuți din El avem viață veșnică. El este Tatăl nostru și Fiul lui Dumnezeu în același timp. Cum pot înțelege această taină? N-am cum. N-am cum să o înțeleg, sau cel puțin n-am cum să o cuprind. Apoi, ni se spune că acest copil este Prințul Păcii. Acest copil este cel care va veni și va realiza această victorie. Acest copil care va crește mare și va face această lucrare este cel care va pune capăt războiului. De ce? Pe Scriptura ne spune, pentru că El vine și pune capăt la sursa războiului, adică la păcat. El vine și învinge puterea păcatului. El vine și prin moartea Lui pune la moarte păcatul. Și de aceea poate să existe pace, pentru că El a făcut pace între noi și Dumnezeu. El este Prințul Păcii. Versetul 7 ne prezintă împărăția Lui. Autoritatea sa va crește neîncetat și va avea o pace fără sfârșit. Pentru tronul lui David și împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Vedem această împărăție și vedem trei aspecte importante. Vedem că El o va întemeia. Vedem că atunci când vine, El face o lucrare prin care dă startul împărăției. Și noi știm că această lucrare este crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din momentul în care Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea, El merge în dreapta și în stânga și cu toți cu care interacționează le spune, a sosit împărăția lui Dumnezeu. Și din momentul morții și învierii Lui, împărăția este instaurată. Dar aceasta nu este finalul, pentru că împărăția care deja este în mijlocul nostru, datorită morții și învierii Domnului Iisus Hristos, și noi care suntem ambasadorii împărăției, adică biserica Lui, știm că această împărăție este întărită. Este întărită. Și știm că momentul final care îl așteptăm este revenirea împăratului.
Și la revenirea împăratului, această împărăție care acum a fost instaurată devine definitivă. Tot ceea ce nu este a împăratului este dat la o parte. Și rămâne doar împăratul și cu cetățenii împărăției. Rămâne dar Dumnezeu și cu copiii lui. Și această împărăție, ni se spune, care a fost instaurată prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, care este întărită și care se culminează prin revenirea Lui, această împărăție este veșnică. Ea nu mai poate fi cucerită, ea nu mai poate fi înrobită, ea nu mai poate fi dată la o parte. Această împărăție și această stăpânire este de acum și pe vecie. Și în ultimul rând, de ce face Dumnezeu toate lucrurile acestea? Uitați motivația împăratului nostru. Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Dacă vreodată ai dubii, Doamne, oare chiar se va întâmpla? Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Așa că în această dimineață, dacă privești în jurul tău, dacă privești la viața ta, dacă te uiți cu groază la ziua de mâine, la necazul care s-ar putea să te aștepte, la întunericul în care s-ar putea ca să intri, speră că totuși nu va mai fi întuneric, că totuși va reveni împăratul nostru. Privește în trecut, la crucea Domnului nostru Iisus Hristos, și privește în viitor, pentru că El va reveni pe nori. Și știm că toate acestea le va face datorită râvnei Domnului nostru. Amin. Amin.